Și weekendul acesta, nordul județului a fost luat cu asalt de către iubitorii de natură și drumeții, dar mai ales pentru bucatele ca în vremea de altădată. Nordul județului Mehedinți este o zonă pretabilă pentru turism de recreere, rural pentru cicloturism, sporturi extreme precum off-road-ul, enduro sau parapanta, dar și pentru agroturism și pentru exploatarea unor peșteri. Dincolo de mirajul legendelor care dăinuie în această zonă, turiștii vin aici atrași de mireasma liliacului, dar și pentru a admira priveliștea spectaculoasă. Principalele puncte de atracție sunt orașul Baia de Aramă și comunele Ponoarele și Izverna. Și weekendul acesta, nordul județului a fost luat cu asalt de către iubitorii de natură și drumeții, dar mai ales pentru bucatele ca în vremea de altădată. Turiștii, după ce au admirat monumentele naturii, pădurea de liliac, aerul curat le-a deschis pofta de a gusta bucate ca în vremea de altădată sau ca la mama acasă, atât bucate de post cât și din preparate de la garniță. În sfârșit de săptămână plin, deja de 2-3 săptămâni de când este mai cald, gradul de ocupare, mai ales pe weekend, este 100%. Vin mult mai mulți clienți doar pentru restaurant. Și pentru zonă e foarte frumoasă. Sigur, și pentru zonă oamenii combină plecarea aceasta de o zi cu o masă la Conacul Boierului, vin în zonă, admiră peisajele, obiectivele turistice de la noi, podul, peștera, liliacul e pe cale să înflorească. Cu ce îi răsfățați? Cu produse în general tradiționale din zona noastră și produse tradiționale reinterpretate spre zona de urban, adaptate puțin. Sunt căutate în principal carnea și cârnații la garniță, pastrama, papanașii care sunt la mare înălțime și deja vestiți. Dacă în urmă cu 10 ani în zonă nu găseai unde să dormi peste noapte, câțiva întreprinzători, mulți dintre ei oameni ai locului, au ridicat în ultima perioadă mai multe pensiuni pe fonduri europene, acolo unde turiștii sunt așteptați cu bucate tradiționale. În Turnul Severin suntem. Iată-vă astăzi în nordul Mehedințului. Cum vi s-a părut zona și mai ales cum vi s-au părut bucatele care le-ați mâncat aici? Extraordinar, de la relief până la servire, până la cei care administrează această pensiune și acest restaurant. Este foarte primitor locul, gazdele sunt extraordinare. Ce ați mâncat? Păi noi, eu cu sora mea, am servit un meniu de post și cumnatul meu cu fratele lui au servit de dulce. Veni din zona Banatului, din Timișoara. E prima oară când veniți aici? Prima oară când venim aici. Cum vi s-a părut zona? Zona este absolut minunată, iar amplasamentul locației, hotel, restaurantului în zonă este extraordinar de binevenită. Ce ați mâncat astăzi aici? Am mâncat un meniu de post și ceilalți membri ai familiei au mâncat coaste cu salată de varză și cartofi prăjiți. Și am mai mâncat o supă cremă de conopida foarte bună. E vremea frumoasă, ne-a îmbiat să plecăm și sunt din Turnul Severin. Zona este superbă, invităm pe toți cei care au timp și vor să ne viziteze să o facă, pentru că merită efortul. Cum vi se pare aici? Superb. O atracție turistică este și la Aleaua Pestriță, floare ce crește pe steiul Ponorii. Nordul județului Mehedinți este o zonă pretabilă pentru turism de recreere, rural, pentru cicloturism, sporturi extreme, precum și off-road-ul, enduro sau parapanta, dar și pentru agroturism și pentru exploatarea unor peșteri.